violoncelist, violoncelist, celist, cel-ist. A treia ediție a cel-ist Festival se va desfășura în București și Brașov în perioada 7-15 mai 2024. 16 violonceliști de renume mondial, 10 evenimente de cea mai înaltă clasă. Cel-ist Festival. Detalii pe cel-ist.com. Muzica. Mereu muzica ne bine dispune, ne educă și ne salvează spiritele și sufletele. Și mai ales ne face mai buni și mai luminoși în preajma Paștelui. A treia ediție Cel-ist, singurul festival de violoncele din România, începe luni pe 6 mai, în cea de-a doua zi de Paște. Evenimentul, să știți că oferă, pe lângă tradiționalele concerte și masterclass-uri cu profesori renumiți, și un concurs pentru tinerii muzicieni. Despre seria de competiții internaționale la care participă Cel-ist și alte informații artistice din muzică, aflăm chiar acum de la Ela Bocor și Ștefan Cazacu, muzicieni care au venit la noi în platou. Bun venit! Bine ați venit la noi! Ați cântat magnific! Hrană pentru suflet într-o zi atât de importantă! Mulțumim! Foarte, foarte frumos! Uite, vezi... Felicitări! Cum a început povestea voastră? Ei bine, Ela cu mine, împreună cu Răzvan Suma și cu Mircea Marian, noi formăm un quartet de violoncele. Noi cântăm încă de pe acum 5-6 ani. Și la început ne-am adunat, am stat la povești, oricum cântam împreună, ne bucuram de selele de concert. Și apoi o idee minunată a Elei și a lui Răzvan, să facem un festival de violoncele. Foarte atipic, de altfel, nu mai există altul, nu? Pentru România atipic, dar în străinătate, în Europa, sunt foarte multe festivaluri de genul acesta și era păcat, de ce nu și la noi? Și imediat după ce primim și spunem Hristos a înviat, ne înălțăm sufletul cu ajutorul muzicii. Când, unde, cum, ce fel? Toate informațiile. Anul acesta va fi a treia ediție de festival și vom avea concerte în București și la Brașov. Ei bine, este o premieră pentru noi, pentru că în plan era de mult acest concurs, dar abia la a treia ediție am reușit să răzbim și să reușim să facem pe trei planuri, deci cel de festival de concerte, avem 10 concerte în total. Pe partea de educațional vom avea masterclass-uri pe două categorii de vârstă și pentru tineri și pentru începători, dar și pentru cei mai studenți cu repertorii mai avansate. Scuze-mă, fac o paranteză. Când spui tineri, la cine anume te referi? Cei care fac din hobby? Că mă gândesc că sunt oameni care se uită și le-ar plăcea să înscrie. Da, mă refer că tineri violonceliști sau tineri care vor să înceapă violoncelul, pentru că am avut chiar și începători, copii pe care am luat de la zero și care au avut primul contact cu violoncelul la masterclass-urile noastre. Se prezintă copii între 6 și 30 de ani. Da, copii la 30 de ani e cam mult spus. Da. Zic să mai puneți încă 10 și cine știe, poate ne înscriem și noi. Da. Vă aștept. Acum, eu cred că mă înscriu la grupa aia mai mică, știi? E de 6 ani. Acum am întrebat-o pe Ela înainte de a începe. Cât de greu este să cânți la violoncel? Pentru că voi ați făcut ca într-un sport de performanță când ați cântat mai devreme. Am avut sentimentul că este foarte ușor și că am putea și noi. Uite, dacă am luat arcușul ăla, putem să cântăm și noi. În primul rând, ce ați cântat? De ce ați ales piesa asta și cât de greu e să cânți la violoncel? Am interpretat partea a treia din sonata a 10-a de Jean-Baptiste Barrière, lucrare scrisă în original pentru două violoncele. Am ales-o pentru că este o lucrare pozitivă, arată și virtuozitatea, în același timp și povestește. Ați văzut partea de mijloc, este mult mai liniștită și apoi după aia din nou vine cu bucurie și se termină în forță. E un impact plăcut pentru toată lumea pe care ascultă. Iar cântatul la violoncel, poți să-i pasez Elei? Eu îl compar ideea asta cu o balerină. Cât de frumos o vezi că zboară pe scenă și de fapt cât efort și ore de muncă sunt în spate. Asta așa cred eu. Tu, Ela. Și la ușurință. Eu am început destul de târziu violoncelul. Abia în clasa a 5-a, m-am bucat serios în clasa a 6-a. De aceea, odată cu festivalul ăsta, dorim tare mult să promovăm ideea că violoncelul se poate începe din clasa 1, chiar de la 5 sau 6 ani, lucru pe care nu toți părinții îl cunosc în momentul în care își dau un copil la școala de muzică. Cele două opțiuni sunt pian și vioară, ei nu
se poate începe și violoncelul și probabil și alte instrumente, dar noi insistăm foarte mult pe... Există posibilitatea să studiezi acest instrument și în altă parte decât la școală? Uite, dacă ai un copil, merge la... Da, bineînțeles, eu lucrez, am o fetiță foarte talentată care merge la școală normală și face violoncel de drag. Și ne vedem o dată pe săptămână și învățăm să îndrăgim violoncelul. Da, e o alegere atipică, dar una foarte frumoasă și așteptăm momentul în care multe instrumente vor deveni mai cunoscute, uite, prin intermediul unor oameni ca voi, care sunteți muzicieni de primă mână. Să vorbim un pic despre cellist. De ce cellist de la jocul de cuvinte și cum intră el în seria internațională a festivalurilor importante? Ce frumos este că în limba italiană, violoncello, în limba română, violoncello. Și atunci... cel, prima parte este de la derivatul violoncel, iar apoi ist, pentru că în partea de est nu există niciun festival de violoncel, de asta în România este primul. Și asta aduce împreună cel ist festival din București. Și să înțeleg că pe scenă vor veni și iubitori ai violoncelului din altă parte, din estul din vest. Europei. Da, ca și din est așa. Și din vest. Avem 16 invitați. Avem și din Asia, din Japonia vine o doamnă violoncelistă foarte faimoasă acolo, Yoko Asia Aga. Și îl avem pe Wensing Yang, care va cânta la Ateneu Român împreună cu Marius Urba. Marius Urba este în trio Marvin, care sunt laureați ai concursului ARD, unul dintre cele mai faimoase de muzică de cameră. Da, și cel ist vine și de la jocul de cuvinte, ești violoncelist, cellist, este prescurtare în engleză de la I'm a cellist. Atunci cel ist și... Da, România acum, ideea este și de a crea un hub, pentru că mai sunt festivaluri, sunt și în Serbia, și în Polonia, și în Croația, și în mai multe, și în Bulgaria, da, și în Bulgaria avem, chiar directorul festivalului de acolo va cânta alături de noi și va preda aici, deci suntem... În masterclass. În masterclass, da, și va fi și în jurul concursului. Pot și... să participe orice oameni la masterclass-urile acestea? Da, sunt acestea. Cu public, sunt... Adică pot și în sensul de au capacitatea de a înțelege ce se vorbește sau ce se arată, sau trebuie să fii muzician ca să poți să vii să audieze așa ceva? De preferat ar fi să fie muzician, pentru că și el și cu mine predăm. Iar în momentul când noi lucrăm unul la unul cu tinerii artiști, le spunem de regulă lucruri bazate pentru violoncel, să știe despre ce este vorba așa o persoană care nu a avut contact cu muzica. Trebuie să ai niște noțiuni de bază. Nici noțiuni de bază ar fi bune. Dar, bineînțeles, oricine este binevenit să asiste, cine știe, poate informația de acolo îi va plăcea și o va folosi mai departe. Deci am vorbit de spectacol, am vorbit de masterclass, n-am vorbit de concurs. Da, concursul îl organizăm cu susținerea FCN și va avea loc la Universitatea Națională de Muzică, de fapt și programul educațional și concursul se vor desfășura acolo, sunt partenerii noștri. Gala va fi la Ateneul Român, gala și finala concursului, este structurat pe 4 categorii de vârstă, cu repertorii diferite, cu 2 jurii diferite, va fi... o provocare, pentru că s-au înscris, spre surprinderea mea, s-au înscris 70 de violonceliști din 18 țări. Noi nu ne așteptam la volumul ăsta pentru o primă ediție, deci a fost o surpriză. Deci sunt iubitori. Da, și există și un public, un public al iubitorilor, al melomanilor care preferă violoncelul? Sigur, violoncelul este un instrument foarte îndrăgit, nu doar în România, în lume. Se spune că este cel mai apropiat de vocea umană. De vocea umană? Da. Asta îl face foarte cald și foarte empatic. Foarte cald, plăcut și, dacă, bine, exagerez un pic, dar dacă o să puneți odată vocea umană cu aceeași lucrare, apoi cântată la instrument aceeași lucrare, o să vedeți că este foarte apropiat. Eu cred că e un pic mai dulce decât vioara, nu? Mie îmi place mai mult. Acum, pentru că ne-am tot jucat cu cellist, există trăsături specifice unui violoncelist? Față de un violonist, față de un pianist sau asta și din observația voastră proprie în mijlocul unei orchestre sau în mijlocul comunității? În afară că suntem noi și contrabasiști avem cuiu ca să putem susține instrumentul, e tot un instrument de lemn, dar este cel mai apropiat de suflet. La celelalte instrumente nu vreau să vorbesc. De asta mi-e place foarte mult violoncelul, tuturor ne place. Și de asta vă așteptăm și la festival, să vedeți ce frumos o să fie. Haideți să le reamintim pe scurt. Când? Primul concert va fi pe 7
la Palatul Tinerimea Română, apoi pe 8 la Armark, 9-10 la Ateneu, 11, două concerte la Ateneu, pe 12 la Ateneu, cu toți profesorii, ăsta mi se pare cel mai... Este și parte, acest concert este parte din proiectul Celis Maestros, care este cofinanțat de Ministerul Culturii. Și apoi pe 13 avem la Biserica Sfântului Iosif Viola da Gamba, aducem și strămoșul violoncelului să facă... Luni pe 13. Da, luni pe 13. Pe 14 este concertul cursanților la Universitatea de Muzică în sala Ainescu și pe 15 de încheiere concert la sala radio cu orchestra de cameră. Mai există biletele și informațiile le găsiți toate pe site-ul nostru www.celis.com. Foarte frumos și foarte mare pasiunea voastră. Poate asta este amprenta unui violoncelist. Posibil, totul trebuie făcut cu pasiune. Cu pasiune și tinerețe și lumină, pentru că suntem înainte de Paști. Mulțumim tare mult pentru toată bucuria pe care ne-ați adus-o în platou și vă mai așteptăm. Mulțumim frumos! De invitație.